importanți parteneri ai noștri până acum, Mozart B. Alături de mine se află reprezentanții celor două părți și voi începe prezentările din locul cel mai apropiat de mine. George Stanciu este marketing manager la Mozart B. Domnul Florin Briaur, manager executiv la CSM Politehnica Iași. Deian Vukosavljević este country manager Mozart B România și în cele din urmă Dan Cojocaru, vicepreședintele CSM Politehnica Iași. Pentru început, pentru că îi veți auzi, veți asculta pe toți cei prezenți în fața dumneavoastră, îi dau cuvântul lui Florin Briaur, managerul general al grupului nostru, pentru a ne spune cât de important este acest parteneriat. Vă rog. Bună ziua tuturor, mulțumesc Lucian, îi salut și eu pe oaspeții noștri, pe Deian și pe George, le mulțumesc că au venit la Iași. Este un moment foarte important pentru clubul de fotbal Politehnica Iași. Ne aflăm într-un proces de reconstrucție totală, vedeți și la stadion lucrăm și la echipă avem destul de mult de lucru. Suntem într-un prim proces de reconstrucție, așa cum spuneam, și iată că ni se alătură un partener foarte important. Este unul dintre cei mai importanți parteneri pe care are clubul de fotbal Politehnica Iași din acest moment, Mozart Bet. Jucătorii vor evolua de acum cu sigla Mozart Bet pe piept de la meciul de la Ripensia de sâmbătă. Sperăm să fie cu succes, să fie o victorie de care avem cu toții mare nevoie. Cred eu că alăturarea cu Mozart Bet, acest parteneriat, ne va face învingători pe toți. Și spun eu că vom promova în Liga 1 împreună. Așa am spus de aia înainte, că vom promova în Liga 1 împreună. Fie credința mea, contractul se întinde pe două sezoane, numai bine, exact perioada pentru care noi ne-am propus să promovăm în Liga 1. Le mulțumesc că au acceptat să alăture nouă. Cred că din acest parteneriat vom câștiga cu toții. Iașul este un oraș mare, merită o echipă de fotbal importantă și merită un partener important alături de noi. Eu am încredere în acest parteneriat. Sunt convins că putem împreună să facem lucruri frumoase aici la Iași, mai ales că ni s-au alăturat într-un moment foarte greu. Poate nu multe companii din România și din străinătate ni s-au alăturat nouă în acest moment greu, când echipa a retrogradat, când au fost atâtea scandaluri la club în perioada, în acest an, calendaristic până în vară. Iată că Deian și cu George și cu toată echipa de la Mozart Bet au acceptat să vină alături de noi, au înțeles că Iașul are un potențial enorm și au înțeles că la Politehnica a început un nou drum, un nou drum care se ducă spre Liga 1 în cel mai scurt timp posibil. Le mulțumesc foarte mult și le dau lor cuvântul. Deian? Bună ziua pe tot. Cum și scrie aici, Deian, pus aici, eu sunt sârb. Sârb și românii tradițional avem ce mai bune relație și ca țară și ca oamenii și cu mare drag salut pe toți voi, cu prietenii noștri de club, de partenerii în următoare 2 ani, cu proiectul de Liga 1, încă o dată clubul ăsta mare cu tradiție. Și compania Mozart continuă cu suport proiectele bune și cluburile sportive. Și eu, noi astăzi a venit ca oficial anunțam asta, colaborarea noastră în 2 ani. Eu vreau tu spus că e mare respect pentru tot clubul, tot orașul aici și astăzi e mare plăcere să fie prezent aici la oraș și la asta. Tot asta aici e un emoțional moment pentru mine din cauza eu sunt fost jucător de basket din vremea acolo, am jucat la Elba Timișoara. Și ultima dată am jucat basket aici, în 2006. În 2006 nu am fost și atunci am și puțin și emoție astăzi la venire la Iași. Dacă aveți ceva întrebare... De ce ați ales Iași în Politehnica și nu alte echipă? Adică ce v-a determinat să faceți această alegere? Avem noi sponsorizare. Avem și sponsorizare Pitești Argeș. Avem și alte sporturile. Avem sponsorizare voluntare de basket. Masculin și feminin voleibol, voluntari. Și asta e unul din, cum se spune, în lanțul, proiectele care noi suportăm, care vedem perspectiva și care, pentru ambele părți, binevenit. Am spus că compania Mozart, care are activitate în 3 continente și în 10 țări, e una companie internațională care suportă sportul. Nu e doar din cauza se numește pariuri sportive. Proiect de sport are nevoie de suportul financiar. Companie care are
are posibilitate. Și mi se pare total normal și, și bine pentru ambele părți. Ce cotă asta să promoveze Politehnica Antică? Asta vorbim cu colegilor, cu partenerii, cu prietenii de club. E cel mai important proiect asta, ca Poliaș trebuie să întors la unde, unde e locul el, la, la divizia. Ce costă partenerii acolo? Cum veți susține? Sumă normală? Noi am stabilit, stabilit sponsorizare până la final sezonul ăsta și pentru sezonul viitor. În afară de contractul de sponsorizare propriu-zis, vom mai avea și alte acțiuni pe care le vom face împreună cu partenerii noștri de la Mozarbet și pe care le vom anunța pe parcurs. Deocamdată am semnat un contract de sponsorizare valabil până în vara anului 2023, când sperăm noi ca echipa de fotbal Politehnica Iași împreună cu Mozarbet să fim în Liga 1. E suma în contract. Eu nu am problem, doar mi se pare e suma în contract care e între clubul și companie. Este o sumă, este o sumă foarte importantă pentru Politehnica Iași, este o sumă mai mică decât atunci când eram în Liga 1, dar o sumă foarte bună pentru un club de Liga 2. Veți ajuta clubul și în afara acestei sume? Nu, noi suntem pregătiți pentru oricare, oricare proiect cu clubul, cu diverse, diverse proiectele. E acum sezonul a început și noi cu mare drag intrat în în parteneriat, cum spus, cu prietenie, cu tot asta, până la sfârșitul sezonului. Asta e doar un pas pentru planul 2023, când Iași trebuie să întorci unde, unde e locul el, la divizia. Îi dau cuvântul și vicepreședintelui Dan Cojocaru și îl rog pe Dejan să ne ajute cu microfoanele, da, să ajungă cu mare drag. Până... Da, mulțumesc frumos! Mulțumesc, Dejan! Da, vă salut și eu pe toți, îi salut pe oaspeții noștri care au venit la Iași, pe Dejan și pe George și pe această cale le mulțumim frumos pentru că, iată, după 4 luni jumătate de muncă și de luptă, dacă putem așa, reușim să semnăm un contract cu un partener foarte mare, cu Mozarbet. Și de ce nu să spunem lucrurile pe nume, este o sumă foarte importantă care sperăm noi să ajute clubul la proiectul pe care l-am propus acum 4 luni jumate când am venit la conducerea acestui club. Așa cum v-au spus și colegii mei, probabil că pe lângă acest contract vor mai face tot felul de parteneriate și de acțiuni cu Mozarbet, care să ducă la un marketing foarte bun al clubului nostru și la dezvoltarea lui. Mulțumim pe această cale și firmei cu care avem un contract de marketing semnat la începutul acestui campionat, care a înlesnit să putem să semnăm acest contract și eu cred că prin semnarea acestui contract, prin parteneriatul care va avea loc pe parcursul acelor 2 ani, va face parte din proiectelul pe care l-am pornit și sperăm noi se va finaliza odată cu revenirea echipei la Liga 1, așa cum ne dorim cu toții. În rest, ce să vă spunem, că mai avem 3 etape, să revenim la oile noastre, mai sunt 3 etape, 3 meciuri, spun eu, din punct de vedere a adversarilor, adversul e destul de accesibil la o primă vedere, dar care joacă foarte bine. Ne dorim să le câștigăm, așa cum am jucat fiecare meci. Sperăm să și putem și cred eu că 7 sau 9 puncte din aceste ultime 3 etape din acest an ne-ar clasa undeva aproape de un vis al nostru, al conducerii. În rest, vă urez succes și eu în acești 2 ani de colaborare și să dea Domnul să fim sănătoși și să ne bucurăm de ca peste 2 ani să ne bucurăm împreună de revenirea echipei în Liga 1. Dacă echipa va promova nou sponsor, până la un bonus separat? Sau...
avem mai multe clauze în contract, inclusiv pentru promovarea ligii. Să dea Dumnezeu să promovăm, pentru că avem o înțelegere foarte, avem o relație foarte apropiată cu cei la Moța Ubelea, astfel nu putem nici fel de problemă, putem găsi toate variantele posibile. Proiectul nostru o să rămână în proiect de 2 ani de zile, am spus foarte clar, promovarea în 2023. Nu, eu speram, revinem cu asta conferință presă de 2023, ca revinem la asta conferință de astăzi și să fie confirmare, revenire la diviziune. Poliaș. Avem și speranța din primăvară să deschide stadionul în Port, asta e cel mai important pentru fiecare club, fiecare oraș, pe poporul și normal e asta altă atmosferă când sunt oamenii în tribune unde trebuie să fie și ca suportă club. Doar asta, pentru asta tot este proiect în faze, în pași cu pași și sunt cu siguranță la sport nu se pot garanta nimic. Doar cu mare speranță și cu pregătire pentru asta ce noi vrem 2023. Putem garanta munca și seriozitatea. Asta e cel mai important. Vă propun să-l ascultăm și pe George Stanciu, managerul de marketing Mozarbet România. Și sunt sigur că Dejan, chiar dacă a jucat la Timișoara, sâmbătă va ține cu Poliaș. Bună ziua! Iașule, mândră cetate, bine te-am găsit! Ne bucurăm să fim astăzi aici, la semnarea acestui parteneriat. Într-un oraș drag mie în care revin de fiecare dată cu plăcere și nu o să încep cu un clișeu să spunem că am ținut cu Poliaș de mici, dar eu personal am simpatizat cu această echipă. Țin minte acum meciurile din Copou de acum mulți ani de zile, când era și Nea Petrică Ciobanu cu de se costuma tot felul de personaje și anima publicul înainte de fiecare start de partidă, și perioada în care a fost Ionuț Popa antrenor, Dumnezeu să-l ierte, savurosul Ionuț Popa, de era o plăcere să-l privești, să-l urmărești atât înainte cât și în timpul partidei, dar mai ales după fluierul final. Și da, cum a spus și domnul Briaur, Iașiul este un oraș important, un oraș mare din toate punctele de vedere, cultural, pe toate planurile. Și am observat că în ultimii ani s-a dezvoltat foarte mult și ar trebui să se dezvolte și din punct de vedere fotbalistic. Potențialul este mare. Prin acest parteneriat sperăm ca, nu știu, împreună cu ceilalți sponsori, cu ceilalți parteneri și cu sprijinul autorităților locale, să punem și noi acolo o mică cărămidă spre construcția unui proiect serios. Dacă mai aveți întrebări, le ascultăm. Dacă nu, ne pregătim pentru fotografia mult așteptată. O să vă rog să împărțiți obiectele cu semnele. Și ca să-și amintească oaspeții noștri de această zi. Mulțumesc! O să
Sperăm că să fie colegat. Bun regăsit, conferință de presă înaintea partidei Prevenția Timișoara, CSM Politehnica Iași Mecea, va avea loc sâmbătă de la ora 11. Partida va fi prefațată din punctul de vedere al clubului din Copou, de antrenorul Costel Enache și portarul Ianoș Brânză. Îi dau cuvântul lui Costel Enache pentru început, să vă spună gândurile sale despre această partidă, apoi va răspunde la întrebări. Vă rog, domn profesor. Da, sunt încrezător. Azi când discutăm sunt încrezător, am avut o perioadă bună, e atmosfera bună și emulație bună în cadrul grupului, ne-am pregătit bine, plec încrezător la drumul ăsta spre Timișoara. Avem ceva lipsuri în cadrul lotului, avem două suspendări importante, dar soluții sunt, am mai spus și acum revin. Suntem un lot destul de echilibrat, avem soluții pentru orice situație. Aștept ca, din ce am făcut în ultima săptămână, și mă refer la partea mai mult mental și psihologic, unitate de grup, încredere, atitudine, determinare, lucrurile astea aș vrea să le văd pe teren, pentru că ne așteptăm un teren destul de dificil. Și mă refer întâi la teren, pentru că noi este unul dintre cele mai bune terenuri de joc din seria noastră, dar pe același teren o să joace și adversarul. Da? Cu un teren mai dificil, atunci intervin factorii mentali, cei de implicare, de atitudine, și cred că lucrurile astea pot face diferența în jocul de sâmbătă. Ar fi păcat ca cele două rezultate bune, ultimele două rezultate bune, să nu le confirmăm cu încă un rezultat bun și să avem puțină continuitate. Mi-e puțin teamă de faptul că fluctuațiile au fost emblema noastră de până acum. Sper totuși că ne-am regăsit ritmul și calea și să venim cu rezultatul. Întrebări? Ne-ai care mult echilibrat, ce soluție ai în față? În condiții în care nu ai pe Camara, Tori s-a accentat, în afară de Zaharia. Păi o să găsim soluții. Acum n-aș vrea să le spun înainte de meci că nu e normal față de adversar, că nu le-aș ușura munca. Și chiar în condițiile astea, eu trebuie să am o soluție întotdeauna. Chiar dacă ea nu e ideală, e una de compromis, dar care poate fi benefică pentru situația noastră. Dacă mai sunt întrebări, trecem la Ianoș. Bună ziua! Ce pot să spun? Am încredere. Pot să spun cu încredere că o să câștigăm. După cum este o vorbă, victorii le aduc victorii. După două victorii, acum suntem obligați să mai câștigăm și la Prevenția. Să legăm și noi trei victorii. Atmosfera este bună în vestiar. Cred că o să câștigăm. Nu pot să spun că după două meciuri ne-am câștigat locul de titular, dar o să demonstrez de la meci la meci, o să demonstrez că merit locul în poartă. Alte întrebări? Dacă nu, mulțumim pentru prezență. Bun succes! Și noi mulțumim tare mult!